Seadă curabie străină, suspect! Unde? Unde? Colo, sub pat! Așa-te-te cu curgoare aceea, curgoare de pe clor! Hai la bord un soldat! Soldatul poartă pe umă o pușcă și o baionetă! Să ne spunem repede! Să ne spunem! Ala de voi! Ce vă speriat așa? Soldatul este din plumb, pușca și baioneta și jderea. Și după toate alea, dumneale, lipsește și un picior. Ori aveți orbu găini și nu vede dai? Ce groază pe mine! Am scăpat de norodul cu zganilor din apele de sub pod ca prin urechile acului. Joasnice făpturi și urâte fără seamă! Mi-au făcut un tărăboi de pomină! Să n-aibă niciun pic de respect pentru uniforma, pentru arma și ținuta mea demnă! Ce spaimă am tras! Voi visa urât toate zilele mele când îmi voi aduce aminte de colții și de furia lor! Acu! Altă belea! Pe dincolo de bulboană, o cascadă! Cum voi trece și de încercarea asta? Mi-e inima cât un purice! Sunt luată de apă! Dar trebuie să-mi păstrez cumpătul așa cum îi stă bine unui soldat inimos! Ce puțin dacă aș avea alături pe fata! Pe fata din poarta castelului fermecat! Întunericul mi s-ar părea mai puțin înfricoșător! Și apele acestea potrivice! Undele repezi mă tăresc în goana fulgerătoare! Corabia mea aprinsă se învârte pe loc ca un titirez! Pupa corabiei s-a desfăcut din toate încheieturile, se umple cu apă, se rupe, mă dau la fund! Apele mi-au ajuns până la cupaci, până la urechi, până la bune! Pezna adâncă. Unde mă aflu oare? Simt așa ca o legănare amețitoare. Ne-mi vine rău. Unde te afli? În pântecele unui pește mare care ne-a înghițit pe amândoi. Stranie voce. Nu-ți-o bună. Eu sunt o scoică pățită. Mi-i pe mare când mi se întâmplă una ca asta. Vrei, nu vrei? Aici ai să rămâi cu mine? Așteptăm norocul cel bun. Noroc? Mai poate fi vorba despre așa ceva? S-au văzut cazuri în care peștele mare să fie prins cu ondița. Și? E, și, să fie dus la piață, vândut. Ia auzi! Și-o gospodină îndemânatică să taie pântecele peștelui cu cuțitul, iar noi să ajunge din nou la lumină. Adică te la eu să mă pot întoarce iarăși acasă? Ar fi într-adevăr un noroc nemaipomenit. Da? Însă trebuie să ai răbdare și ca să-ți treacă timpul mai ușor, ai face bine să-ți așa depeni în minte ca într-un vis toată viața. Așa-i, să-mi aduc aminte. Numai spiritușul acela îndrăcit poartă vina pentru nenorocirile mele. Care spirituș? Era o zi frumoasă de primăvară. Thank you.
că nu vă place jocul de cuburi, vă recomand niște soldați de plumb. Da, hai, ia să-i văd. Hans? Da, vă rog. Hans, coboară cutia aceea de sus din raft cu soldații de plumb. Da, da, numai decât. Hai. Poftim. Ce părere aveți? Soldați cu pușca pe umeri, în uniforme strălucitor colorate cu albastru și roșu. Nici că se poate un cadou mai frumos pentru ziua de naștere a băiețelului dumneavoastră. Într-adevăr, într-adevăr. Sunt 25 la număr, nu lipsește niciunul. Da. Dar soldatul acela... Care? Cel de pe margine. Nu are un picior. Cum se poate? Oh, nu vă faceți griji. Se ține mai bine chiar decât cei cu două picioare. Parcă da. Să vă explic cum s-au petrecut lucrurile. Meșterul i-a turnat, știți, dintr-o lingură veche. Și când să-l finiseze pe ultimul, nu i-a mai rămas plumb destul. Se mai întâmplă. Dar observați, vă rog, cât este de chipeș. Parcă șugubăți, da. Însă plin de demnitate, de simțul răspunderii. Ce de peripeții îl așteaptă, tocmai pentru că a fost înzestrat cu calități alese. Și ce dacă are să înfrunte viața cu un singur picior? Bine, cumpăr soldații. Hans? Da, vă rog. Împachetează frumos cutia cu soldații de plumb pentru doamna. Înțeles imediat. Doamnă, da? Mai avem și spărgătoare de nuci, tăblițe, nu. Condeie de piatră, de cretă, de grafit, cărți cu povești. Nu. Sau, dacă sunteți dispusă să cheltuiți, castelul acesta din carton. Ia priviți. Minunat alcătuit, cu o dănțuitoare în poartă, care stă gata parcă să-și ia zborul. Da. Frumos, nu-i așa? Pata se află înveșmântată în mătase, împodobită cu panglici colorate. Are și un trandafir cu fluturași la brâu. Da. Castelul este împrejmuit cu tufișuri de afine, păduri, de morinzi. Iată și un lac albastru pe care plutesc lebede albe. Cerul se oglindește în apele străvezii ale lacului. Am să cumpăr și castelul pentru fetiță. Și jucăriile. Împărățește doar liniștea și dangătele clopotelor cetății. E ceasul la care eu, un biet soldat de plumb fără un picior, pot să fiu bună oară castelan și tănțuitoarea de hârtie de colo care străjuiește în poarta castelului, ei bine, se poate preface în balerină adevărată. Să danseze pe marmora liliachii a sălii cele mari, cercei să-i strălucească de la culorile aprinse ale vitralilor, de la cristalele policandrelor, și fata să danseze, să danseze mereu, pentru mine, cu mine. Da, eu, tămăduit fiind de piciorul șunturoc,
Minunile de orice fel sunt posibile dacă te-ai învrednicit să auzi clopotele miezului nopții. Știi, și mie îmi lipsește un picior. Cum așa? Ai uitat. Stăteam înfiptă în poarta castelului, numai pe dreptul. Când se va destrăma vraja care ne-a însuflețit, voi fi iar ceea ce am fost. În cazul acesta, hai să fiu o nevastă numai bună pentru mine, care am același peteșug. Ne-am putea înțelege de minune. Dacă vrei, de altfel cunosc un vraj vestit ce se lășluiește dincolo de oglinda lacului. El ne-ar putea dezlega. Solitate, plumb, te-am prins! Pentru ce te amesteci unde nu fierbe oala, ai? Da, cine ești tu? Spiritușul de sub capacul cutiei de tutun. Stăteam acolo să văd până unde te duce mintea. De când te pândesc? Adică? Mă mai și întreb? Ai puteza să ridici ochii la o castelană? Tu, soldat șontoro, care locuiești într-o simplă cutie cu încă alt 24 de pifani fără galoane ca tine. Ce spiritus negru și hain! Mă temă! Domnișoara, te poate să te întorci numai decât la locul tău, până îți vor veni stăpânii din țările calde unde își petrec vacant. Marș! Iar tu, soldat neobrăzat, așteaptă, așteaptă până mâine și vei vedea ce are să ți se întâmple. Pierdut cineva. A, ce caragios este, cu un picior în sus și cu baioneta înfiptă în caldarul. Ia, hai să ne jucăm noi cu el, să încropim o corabie. Ia, să fie, bine? În lume! Corabia o fac eu, bravo, hai! Una, două, hai să fie gata, tu caută niște bețe pentru vâsle. Bună idee! Ia, uite ce vâsle am, ia uite! Ia de la parte, să lansez eu corabia asta, ia! Mă ajunge negreșit prin canalele de irigație, ohohoho! La Copenhaga, în Marea Baltică, în Suedia, drumul, soldat de plumb, în corabia ta răzăvară, drumul, spre aventuri nemai pomenite, drumul! Am ajuns aici, scoică dragă. Însă inima mea a rămas pe pajiștea din împărăția castelului. Da, 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 te înțeleg. Știi ce? Eu zic să nu-ți pierzi nădejdea. Am așa o presimțire bună că
vom scăpa. Da? Da. Copii, copii, veniți repede la bucătărie să vedeți soldatul de plumb. Care soldat? Acela pe care l-am pierdut, de-a căzut pe fereastră afară. Într-o zi ploioasă, da, și l-am mai găsit. Da. Nu poate fi confundat, ia uitați. Da, ieri este, s-a întors soldatul de plumb, s-a întors soldatul. Soldatul fără un picior, dar cum se poate, mănică? Ce călător năzdrăvan! Lucrurile s-au petrecut așa. Am cumpărat un pește mare și i-am despicat pântecele și ce să vezi? Înăuntru am găsit soldatul. Mănică, ia uite! Și o scoică mică. O scoică mică. Soldatul de plumb. Da, 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 da. Multe se mai întâmplă pe lumea asta. Iată-mă în aceeași odaie în care mi-am petrecut vremea odinioară. Aceleași jucării, aceiași copii. Și castelul fermecat. Iar în poarta castelului, vai, cum îmi bate inima. Pare gata să-și ia zborul spre dans drăgălașa dansatoare. Vine să plâng de bucurie. Nu-i frumos din partea unui soldat ca mine să verse lacrimi. Desigur, chipul meu s-a schimbat mult din pricina necazurilor și uniforma mea s-a decolorat de-a lungul atâtor călătorii. Oare ea mă va recunoaște în halul în care am ajuns? Ia să-mi încerc norocul. Soldat de plumb, te-am prins! Iar te uiți la fata din poarta castelului, nu te-ai lecuit? Iar te amesteci unde nu-ți fierbea la? Ce crezi tu, că o dansatoare de stoi are să te ia seama pe tine un pifan fără galoane și cu locuința într-o cutie cu încă 24 la oră? Ei, așteaptă până mâine și vei vedea ce are să-ți se întâmple. Desigur, dansez cu plăcere. A fost odată un soldat de plumb, șchiop și o dănțuitoare din hârtie la un castel fermecat lângă un lac cu lebede albe pe marginea unei păduri cu molis. Da, da, țin minte bine povestea. Se spune că au pierit amândoi în vâlbătaia focului azvârliți acolo de un copil capricios. Da, nu e adevărat. Nu? Atunci cum s-au petrecut lucrurile? Dacă vrei să știi, uite, pune urechea aici la trandafirul meu de la butoniere și el să afli. Din pricina lui mă jucasem de război. Un soldat slab de îngerul. Ba, ba, e un viteaz.
Da, Vanu a pregetat să tragă cu pușca în iepurașii de pâscă. În foc cu el, în foc! Vai, și castelul? Tot, 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 dar ce? Ăsta-i castel? Astea sunt jucării? Sau un vechi sunt pline de praf? Ce faci, ce faci? Deci prin o daie de primirea lor. Destul, destul! De semnătate. Cristian! Cristian, deschide brațele! Uite!